Bună! Mă perturbi! Cum te cheamă? Mă numesc Andreea Banță. De unde vii? Din Bacău, cu una mărginei. În viața de zi cu zi ai vreo meserie, urmezi vreo facultate? Da, sunt agent call center în limba italiană. Vorbești foarte bine italiană? Stai un pic, agent call center în limba română. Adică răspunde la telefoane în limba italiană. Numai pentru italieni? Exact. Dar lucrezi la o bancă? La unde? Nu. Este o firmă de livrat. Ciao, eu sono innamorato di Marina, una ragazza. Care a fost cea mai iurea reclamație care ați primit? Nu pot să spun la televizor. De ce? Spune. Că nu se știe la ce firmă. Ia. Care? Că a ajuns un vibrator greșit. Și că n-a ajuns la amant, a ajuns la nevastă. Bine, succes! Mulțumesc! Mai bine, ce bună e asta! Da. Băi, sunt probleme în România. Probleme, da. Sunt probleme grave în România. Problemele cu care se confruntă omenirea mai nou. Da. Dom'le, n-a ajuns vibratorul la adresa care trebuia. 3, 2, 1, succes! Bună seara! Bună seara! Cine ești? Mă numesc Andreea Boanță, am 20 de ani și vin din Bacău, comuna Mărgineni. Bravo, Andreea! Vorba aia, spune-mi cine ești, spune-mi ce dorești, spune-mi dacă mă iubești. Aha. Ia să vedem, Andreea, ce faci tu la 20 de ani, cu ce te ocupi, ce-ți place? Sunt agent call center pe limba italiană. Oh! Certo! Alessandra, prego! Prego! Si. Pune o dificultate, nu așa cum te cheamă, ce mai faci? Așa știu și eu, dar guarda-i vincii. Dar cu azi 3 ani. Ah, bun. Accentul e bun după 3 ani? Ai vissuto lì o sei... Sì, sono stata quasi 3 anni in Italia con i miei genitori. Ah, un buon italiano, vorreste bine. Are, gata. Nu, și ai. Am simțit și respirația cu ocazia asta. E bine, e bine. De 3 ani. Stai puțin, și call center, ok. Ce studiai? Am terminat o școală profesională în Italia. La 16 ani am plecat în Italia pentru că părinții mei erau deja acolo. Eu am crescut cu bunica mea împreună cu fratele meu. Părinții mei au plecat în străinătate pentru că în România nu mai aveau ce face. Pur și simplu nu mai aveau bani să le întrețin. Tatăl a plecat cu gândul de a lupta pentru familia lui. După care l-a urmat și mama mea după un an. Ea ne-a spus că o să plece pentru o lună și acum îmi amintesc că ne-a spus nu vă faceți griji, mama se întoarce peste o lună și nu s-a mai întors. E greu. E greu ca copil să crești fără părinți. Cu toate că bunica ne-a oferit tot ce aveam nevoie și ne-a oferit educația bună, lipsa părintelui se simte. În 2016 am decis să plec și eu împreună cu fratele meu ca să fim din nou o familie și pot spune că este cel mai mare regret al meu pentru că am plecat în străinătate. În Italia am văzut cum sunt văzuți românii și cum suntem tratați. Cu toate că eu nu am greșit în fața străinilor, se vedea în privirile lor că își schimbau privirea când le spuneam că sunt româncă. Ajunsesem să mă întrebe lumea cum mă cheamă și eu să nu răspund. Mă simțeam izolată, mă simțeam singură, mă simțeam denigrată, mă simțeam văzută. Nu, tu ești româncă, tu nu ești nimic. Și asta mă revoltă. Sunt aici ca semn de respect pentru cei plecați în străinătate. Pentru că am văzut cum este să stai în străinătate și să fii tratat foarte urât și să te vadă lumea urât doar pentru că ești român. Piesa pe care ne-o prezinți aici e scrisă în Italia? Da, da, când eram în Italia. Când te apăsa? Da, da. Ok, hai că sunt curios să văd ce simțeai tu acolo. Oh.
Românie, draga mea, știu că ți-este foarte greu, că la fel ca alți români am plecat și eu, am plecat ca fiecare pentru o viață un pic mai bună, dar sufletul meu plânge că tu devii ruină. Românie, draga mea, tu ai fost foarte bogată, dar acum îmi pare rău că ești amanetată dintr-o țară cu renume, de toți respectată. Ai ajuns acum să fii o comoară abandonată. Nimănui nu îi mai pasă de cei ce-au luptat și-au lăsat familia, au murit, au câștigat. Tu ai fost foarte iubită de strămoșii noștri, păcat că acum te vând fără milă poții. Ne-ați distrus familii vise, ne-ați trimis pe toți departe. Nu uitați că toate astea le veți plăti în rate. Ne-ați manipulat bătrânii, le-ați promis numai minciuni, de asta ați câștigat voi voturi și ați devenit stăpâni. Ne-ați băgat în datorii, ne-ați gonit din propria țară. Am ajuns acum să fim vizitatori de o vară. Ne-ați jignit, ne-ați umilit, ne-ați făcut de râs în lume. Noi în ochii celorlalți nu avem deloc părți bune. Să vă rămân în conștiință că ați distrus o țară întreagă. Ați uitat de mari valori, Eminescu și cu Creangă. Nu vă temeți, dragii noștri, noi vom râde cel mai bine când ne prindem toți de mână, scoatem țara din ruine. Să o iubim, să o întărească, să avem grijă noi de ea, sub ochii noștri să crească, să ne strigăm victoria. Vă salut pe cei din Londra, știu că viața este grea, să fiți foarte departe și la mâna altora. Salut și Germania, nici acolo nu-i ușor, să purtați în orice clipă golul mare numitor. Danemarca, Spania, Olanda, ei muncesc de vor, nu vor, nu-i niciunul să se plângă că mâinile îl dor. Respect diaspora, că ești o luptătoare, mereu printre străini te simți într-o închisoare, că e sclavă și umilită în țara altora și nu poți fi român în România ta. Speranța mai există în generația nouă, e tu că te învață, hai să ne pese nouă, hai să îi dăm culoare din nou acestei țări, să o evoluăm, să o creștem, să fim noi învingători. Românie, draga mea, țara mea de suflet, cu vocea tremurând îmi spun o fugle cântec. Vreau să trezesc în toți un sentiment de luptă, să ne salvăm comoara ce de mult e coruptă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.